vreau să vă arăt în ce condiții părinții mei, care au peste 80 de ani, și nu numai ei, și copiii, și toate persoanele din cartier, tot bunul, în condiții de pericol. Deci ne aflăm la intersecția de la strada Șosea Nicolina 52 cu strada Tudor de Bulai. Deci intersecție paralelă cu intersecție de la rondul vechi. Și acesta este filmulețul pe care l-am făcut, chiar dacă ne ducem la trecere de pietoni și în stânga și în dreapta, care se văd în momentul. Deci tot prin stradă trebuie să mergem în acest trafic. Deci viața noastră, a tuturor, este în pericol. Oricând se poate întâmpla ceva. Sper să luați măsuri cât de curând. Eu vorbesc doar în numele familiei mele, dar foarte multe sesizări au fost făcute. Vă mulțumesc!